mai avut, el găsi pe drum o pungă, iar în pungă doi bănuți. Repede pornind spre casă, bucuros de așa noroc, dar un domn, oprind trăsura, sare și o ia din cioc. Cu cu boier mari, dați punguța cu doi bani, trâmbițează el din gură, alergând după trăsură. Dar boierul nu-i dă punga, ci cu firea lui hapsână, vând ca să-i astupe gura, îl aruncă într-o fântână. Când se pomeni în fântână, nu s-a să se zăcoadă, ci început să înghită apă până ce bău pe toată. În zadar speră boierul să se nece să dispară, căci cu forțe împrospătate, el zbură de acolo afară. În cuptor când fost vorbit, tot de o inimă păgână, el turnătește jeratic toată apa din fântână. Când se recori cuptorul ca o pasăre maiastră, la boier fugi să-i cânte cucurigula... Pleca! Pleca! La fereastră! Unde a cântat cucurigul? Pe fereastră! La fereastră, da? A plecat să-i cânte cucurigul la... Fereastră! Na, Teodora, ce mai întrebi? Unde a găsit cocoșul punguța? Pe drum! Pe drum! Cum era boierul? Rău! De ce era rău? Zgârcit, de ce era rău? Zici! De ce era rău? Că avea prea mulți bani! Că avea prea... Zici! Ai zis tu, da? Cum a vrut boierul să scape de cocoș? L-a băgat în fântână, după aia l-a băgat la cuptor! Da? Și ce se întâmplă dacă bagi cocoșul în cuptor? Arde! Dar el a dat toată apa pe foc! A mai făcut și apă în cap! Apă în... apă în cuptor, da? Apă în cap! Da!